Am ieșit la o mică plimbare aici prin America. Vă salut și eu pe nașul meu, pe Leo de la Strehaia. Îi mulțumesc pentru cuvintele frumoase și mie mi-este dor de tine, nașule. Abia aștept să ne vedem. Nu știu când. Normal ar trebui să vin în iulie acasă. I don't know. Ce frumos e aici în America, nașule. Sper că ai scăpat de problema care știu că o aveai. Sper că ești bine, sănătos. Noi am mai vorbit. Chiar dacă am vorbit foarte rar. După ce fac această filmare, te voi contacta să văd ce și cum. Bam, bam. Am căutat să mă duc și eu la o benzinărie, să îmi depun și eu niște dolari pentru pariuri sportive online. Se pare că n-am avut noroc. Am vrut să plătesc cash, n-a mers. O să mai încerc. Tu, nașule, ce mai ai făcut la pariuri? Mai joci? Sau nu mai joci? Eu știu că tu jucai o grămadă de bani la pariuri. La pariuri mai merge de la casino. M-ai spus și tu, asta de neiertat. Tu știi foarte bine ce ai făcut. Ai avut o viață frumoasă, ai o viață frumoasă, nașule. Te salut și pe Pintea, pe fratele meu Pintea, pe Alin, pe Ursu, pe toată șatra, pe patroana. Să ne vedem cu bine. Bam, bam. La revedere. Mă duc spre casă. A plouat. Foarte frumos afară, e răcoare. Aici în America este foarte frumos. Aer curat. Nașule, cum e în America. Tu, am văzut că ai fost în Las Vegas cu Dana Criminala, te-ai împăcat. Mă bucur pentru tine. Dacă ești fericit, asta contează cel mai mult. Nu contează cu cine ești, nu contează ce zice lumea, contează ceea ce știi tu. O salut și pe Nașa, Nașa fiind Dana Criminala, fiind soția ta, e normal. Am văzut că a citit întrebarea unui fan de-al tău. Dana putea să evite, dar nu a evitat, asta înseamnă că e super ok. Ai dus cu Dana la fântâni, în Las Vegas, foarte frumos. Mi s-a făcut și mie dor să merg în România, să vin în România, în București. Cred că am găsit o scurtătură să o iau pe aici. Sper să nu mă rătăcesc. Aici e foarte frumos.
filmarea aceasta este special pentru nașul meu, Leo Adrase Haia. Să-i arăt împrejurimile de pe aici, de pe unde stau eu, unde locuiesc, de vreo 5 luni de zile. Am mai fost și acum un an jumate, vreo 8 luni jumate prin America. Visul tău știu că este să ajungi tu în Las Vegas. Nașule, eu am fost. Sper să mai ajung. Nu știu dacă anul ăsta. Dacă nu vin acasă anul acesta, cu siguranță voi ajunge și în California. Am avut stabilit să ajung în California, Las Vegas, Hollywood, Los Angeles, la Disney. Se pare că am avut o problemă cu accidentul. Din această cauză n-am mai putut să ajung acolo. Gabe spune că totuși poate mergem. El nu este refăcut 100%. Nu știu dacă are rost. Dar e posibil să mergem cu nepoții, că și iau carnet. Să conducem fiecare câte vreo 4 ore. Sunt vreo 11 ore până în Las Vegas. Și vreo 16-17 ore dacă vom continua drumul direct spre California, cam atât e până în California, dar din Las Vegas până în California 6-7 ore. Ar fi păcat să pierd această ocazie. Aș putea să plec acum cu fratele celălalt, cu Adi, în Miami, în croazieră, 10 zile, Caraibe, Jamaica. Plecarea ar fi pe 14 iulie, direct în Miami, dar nu știu exact, nu știu dacă vreau neapărat să mă duc. Nu prea îmi place pe vapor, nu știu ce să zic. Vreau așa, pe pământ, să văd orașe, să văd oameni, nu să merg pe vapor. Poate se scufundă vaporul ca Titanicul și atunci nu mai am scăpare. Am avut scăpare acum cu accidentul, că am scăpat ca prin urechile acului. Am avut mare, mare noroc. Deci am văzut moartea cu ochii. Am avut un înger păzitor, am un înger păzitor, Aniela mea din Slobozia. De fapt pe ea o cheamă Daniela Maria Bucur, dar eu îi spuneam Aniela. Mi-este greu să-i pronunț numele, pentru că asta înseamnă că trebuie să mă gândesc la ea, și când mă gândesc la ea, mi-este foarte, foarte dor de ea, normal. Asta e drumul către casă, se fac apartamente pe aici, prin zona la mine. Astea cu verde sunt apartamente. De acum un an jumate s-au apucat, dar anul acesta cred că au început lucrările. Se mișcă foarte repede. O să dispară gardul acesta, o să apară vecini noi. Noi stăm la casă, astea sunt apartamente. Cred că în câteva luni sunt terminate și astea. Cel puțin anul acesta cred că le vor termina. Și astea sunt apartamente. O să filmez până acasă, cred.
prin zona asta am avut o lucrare și cu Gabe, o femeie, am pus prize și o lumină la ușa de la intrare în casă. Aici se vor ridica alte apartamente, așa că se vede. Astea sunt deja făcute, locuite. Apartamente, bam bam. De construcții Brian Memorial Day mâine, ziua americanilor care nu se vor duce la geaburi. Eu cred că da. Aici se vor ridica apartamente unde se văd tuburile astea din plastic alb. Un complex mare de apartamente aici în America, aproape de unde stau eu. Dacă voi mai sta câteva luni, nu știu exact, poate iar 6 luni, poate iar un an, deci pot să rămân oricât aș dori, nu am limită de stat aici în America, am green card, am social security, am și permis american. Am ajuns acasă. Aici locuiesc. Bam, bam. Uite și liliacul. Băi, ești nebun, uite vulpea. S-a ascuns acolo.
Ia, s-a dus pe mașină. Uite că vine acum. Vine că vine. Da, vorb. A găsit carne, mă, a dat de carne. Vezi? E de plămândă aici, nebun. E vulpe de aia, dar ce culoare? E gri? Pare mai mult coiot, dar cred că e vulpe. E vulpe, gri. Ferin, ne-a văzut. Iată. A dat de carne pe aici, că îi miroase carne. Vezi? Hai să mergi. Bam, bam. Bună dimineața! De vreo două ore se aude ăsta. Dar nu-i problemă. Nu-i problemă. Ce ți-ai pus în cameră? Da? Da, uite ce avem aici, mă. Portocale, mă. Singur acasă? Tot, da? Foarte bine. Ce ai făcut aici? Ciorbă? Am făcut o ciorbă așa. Wow, cu carne de porc? Da, uite. Da, și ăla e pește. Peștele. Gata, ha? Salmon. Ai pus sandwich aici? Ce faci? Ce faci aici? Ia uite. Ai uitat de ele? Nu ai uitat. Da. Pe știu. Bam, bam. Am dat comandă de o cremă de zahăr ars. Pun și laptele pregătit. Și zahărul, nu, mama? Mixerul? Ți aparține? Am zis să nu mai iau. Nu, mama, nu mai. Zahărul. Că îți fac toată ziua cremă. Zahărul. Uite ce zahăr. Mascaroni. De la mascaroni? Nu e asta. Nu e, dar e bine. Una, două, să nu pui mult zahăr. Trei, patru, cinci, șase, 12. Șapte, opt, nouă, ajunge 10, mamă, o să dai pe jos. Mai dăm și pe la alții. Bun. Acum urmează operațiunea mixerul, nu? Mascalțone. Mascalțone cu mascarpone. Lapte organic. Bam, bam. Hai, dă-i drumul, la lași de-aia. Sare, nu? Am carat-o bine. Mai pune lapte? Mai pun? Sau? Așa. Asta da. Nu mai e. Nu, las că-l bicem așa. Că-ți ocupă tot ăla. Ai pus și din ăsta?
Totul. Asta e de la organic. Vitamina D. O să dau cu altă pare. Mm-hmm. Cu la sare dacă e. Apoi și din asta și din asta. Bam, bam. Is that the only one where you have these? It's okay, yeah. I put a D in chemistry. Bum bum. Am plecat la plimbare, mă duc la nepoți. Bam bam, la Kevin și la Dani. Muzica mai încet ca să nu blocheze YouTube-ul filmulețul. Am plecat cu Merțanu. Am fugit de acasă. Gabe doarme, Andreea doarme, Dylan e prin basement, mama e și cu tata e la somn. Afară plouă și eu am fugit la Kevin și la Dani să-i vizitez. Să aduc și ceva bun. O să stau mult pe la ei. Către nepoți.
căzut și telefonul. Nu l-am pus bine.
minute până aici. Sunt un minut până la ei. La Kevin și la Dani. Cred că i-am văzut pe Kevin și pe Dani cu bicicletele să fi venit aici la un prieten, nu știu. Mie par să fi fost. Se lasă așa pe ploaie? Hmm? Să nu mai cadă iar telefonul. Cam asta e. Bam, bam. A trecut poliția.